Ziua de 9 mai are o triplă semnificație pentru români, Ziua Europei, Ziua Independenței și Ziua Victoriei. Pe parcursul istoriei, această dată a marcat evoluția României de 3 ori. Independența României ca stat, finalizarea celui de-al doilea război mondial și ziua ce a marcat începutul constituirii Uniunii Europene au influențat pozitiv drumul României pe parcursul ultimilor 150 de ani. În 9 mai 1877, România și-a proclamat independența ca stat și decide să-și hotărască singură destinul, rupând orice legătură de vasalitate cu Imperiul Otoman. Un alt eveniment major care a influențat viitorul României și al românilor a avut loc în aceeași dată, în 1945, când, după 6 ani de război mondial, Germania nazistă își anunță capitularea și ia naștere Ziua Victoriei. Data de 9 mai 1950 va rămâne un reper în istoria mondială ca fiind data care a schimbat pentru totdeauna fața bătrânului continent, ziua în care țările Europei au hotărât să se ridice și să facă față puterilor mondiale prin crearea unei uniuni care să sprijine dezvoltarea economică, socială și culturală a membrilor săi.